este pe rolul curții de apel Alba Iulia. A fost desfințată și acea hotărâre ticăloasă prin care a fost anulate contractele de vânzare-cumpărare. Urmează ca dânsii să reintre în drepturi, iar statul român, prin Ministerul de Finanțe, trebuie să pornească demersurile. 1. Pentru întabularea acestui spațiu și a întregii case în cartea funciară, radierea lui Iohannis și a soției, conform deciziei revocabile a Tribunalului Brașov, și al doilea pas, urmează să procedeze la o acțiune privind restituirea sumelor încasate necuvenit, sutele de mii de euro, încasate de la Banca Raiffeisen, de către domnul primar al municipiului Sibiu, cel care avea obligația să protejeze domeniul privat al municipiului Sibiu, și din acest punct de vedere, dânsul se află într-o profundă stare de incompatibilitate. S-a aflat. Da, asta cam asta. Domnule avocat, spuneți-ne ce au de câștigat dacă tergiversează? Nu au nimic de câștigat. Dar prevăd faptul că n-au nicio șansă. Domnule avocat, și atunci, să nu fie obligat să plătească imediat. Pentru că în presă s-au vehiculat chestiuni legate de dreptul dânsului de a ataca o hotărâre, dacă e prevăzut de lege. Asta este o cale extraordinară de atac, aplicată în situații extreme, delimitate punctual în două situații legale, legate de procedură. Ce i-or fi spus domnul avocat de la București, președintelui, nu știu. Cert este un lucru că, din perspectiva mea, unui avocat de 35 de ani, această șansă nu există. Nu știu ce va hotărâ Curtea de Apel, dar sunt convins că dânsii vor aplica spus. Domnule avocat, ca să fie clar, tot ce ne-a spus dumneavoastră nu se poate pune în aplicare până când nu se termină procesul de aici, de la Pitești. Nu, doamnă. Tot ce s-a hotărât până acum cu caracter irrevocabil e bătut în cuie. Procesul de la Pitești poate să stea suspendat și 100 de ani. Pe noi, tot ce v-am spus eu că trebuie să facă statul în privința acestei proprietăți, se poate face de mâine. Trebuia să se facă de acum 6 luni, nu de mâine. Nu știu, întrebați ministrul finanțelor.